Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la Wreckfest, un joculeț în care pur și simplu vrei să distrugi alte mașini și să le faci praf. Am primit și eu o cheiță de la developer și dacă tot am jocul acolo pe Steam, am zis, bă, știi ceva, hai să facem un episod pentru că pare interesant. Noi nu prea jucăm jocuri în care, jocuri cu mașini pe canalul acesta de YouTube, dar am zis, știi ceva, hai să facem și pe asta, de ce nu? Hai să dăm start și o să vedeți imediat despre ce este vorba, foarte multe mașini. Dacă ne uităm noi așa din spate, din altă perspectivă, vedem că toată lumea vrea să se bușească aici și o să ne băgăm și noi puțin, să zicem așa. Trebuie să dau sunetul puțin mai încet pentru că îmi sparge urechile. Modul acesta nu prea este popular, însă am zis să vi-l arăt așa de început pentru că pare oarecum interesant. Nu prea mai vezi jocuri cu un mod de mini battle royale, să-i zic, dar cu mașini. Ia să vedem, ne putem uita și din first person la volan. Și tot ce trebuie să faci este să distrugi mașinile altora. Acum, întrebarea mea e dacă îmi scade mie din viața mașinii în momentul în care lovesc alte mașini. Pentru că asta ar fi cam dubios. Văd că mi-a lovit spatele. Dacă ne uităm acolo în stânga jos. L-am lovit cu spatele pe ăsta. Și încercăm să facem kill-uri. Adică să ne uităm după jucători cu puțină viață ca ăsta. Și efectiv să îl distrugem. Dar mă gândesc că nu prea îți permiți să omori foarte mulți oameni pentru că rămâi fără viață. După care avem și rampa aceasta uriașă. Abar n-am la ce. Take down! Primul nostru kill. Nice. Dar ne cam apropiem de jumătate de HP. Nu știu sigur dacă pot să întorc imaginea. Hai să-l lovim pe ăsta pe terror. Teile. Teile! Oh! Mi-am spart mașina. Ok. Care mi-l omoară, mă, pe ăla? O, nebun. Nu știu, probabil se pune și cu cât dai mai mult damage, zic și eu. Alex Storm. Haide, distruge mașina. Până de mână. Mi-a spart roata, ce naiba a făcut? Oh my god, cât damage mi-a dat ăla, eu acum am văzut. S-a cam terminat cu noi. Pe bune. Mai sunt 11 oponenți, mașina noastră e praf făcută. Nu! Praf și pulbere, critical damage. Nici măcar nu știu că poți repara mașina. Cred că ar fi trebuit să existe niște chestii de alea. Efectiv, ne iese foc din mașină. Nu pot să mă uit în jos, nu merge. Și nebă mașina asta dacă iese foc din ea și cum mai merge. Da, m-a atins ăla puțin cu spatele și aia a fost tot. Abia am urât o singură persoană, locul 7, mă vedeți aici. Asta a fost așa cu boții, așa de început ca să ne încălzim. Nu vrem să mai jucăm modul acesta. Mi se pare unic și îmi place, dar m-am dus să mă joc pe multiplayer. Cred că începe și e destul de ironic pentru că am spus că nu se joacă nimeni modul acela de joc și uite mă, fix aici am nimerit. Se pare că m-am înșelat, lumea se joacă. Și am și scris eu pe chat că aici... Cred că va câștiga cel cu cele mai multe kill-uri, pentru că nu e last man standing, este deathmatch. Ia uite-l pe ăsta cum îi dăm un bot. Nice, head on, baby. Head on, baby. Dă-i mă la nebun. Deci data aceasta, dă-i mașina asta. Jucăm cu jucători, pentru că avem chat-ul acolo. Vreau să-l vânăm puțin pe ăsta. Ai, al meu, mă, pupalaș, pe... buzici, dar asta sună ciudat, ok. Hai să ne uităm așa. Nu, cred că cel mai strategic e să joci așa. Pentru că vezi cel mai bine. Păcat că nu știu cum să mă uit în spate, nici măcar nu m-am uitat la controle. Și poate... mi-a dat-o în botă la tare. Ok, sunt pe locul 5, ceea ce e bine. Vreau să-i dau 100. Oh my god! Asta a fost cârboasă și a murit. What? Respawn. Ok. Deci nu mor de tot. Aici e mai distractiv. De asta nu vrea nimeni să joace Last Man Standing, pentru că e fucking boring. Takedown. Oh. Da, vrei să joci deathmatch unde te respawnezi. Acum înțeleg de ce nu voiam nimeni Last Man Standing. Eu am crezut că e un singur mod de joc Last Man Standing, înțelegeți? Dar nu, poți să joci deathmatch cu aceeași hartă. Ok, hai să accelerăm puțin. M-au zdrobit ăștia, nici măcar nu mă spawnezi să mor. Păi și eu cum mă mai întorc, bă? Băghițule! Ajutor! Help me! Flip me, someone! Engleză 1-1 cu Rafael. 1-1. Gata, bă, mersi.
Dacă m-ai și lăsat să plec de pe loc. E cel mai urât când stai pe loc, pentru că vin ăștia cu viteză mare în tine. Și eu am și viață puțină și ăștia se uită după mine. Ok, doar omorâți-mă. Voi ați văzut pe aia? Mă omoră singur. E, măcar nu mă omoră nimeni, știi? Se pune și așa. La League of Legends, Dota și astea. Avem un... participant la trafic. Voiam eu să-l omor pe ăla. De ce nu m-am dus eu după ăla cu viață și mai mică? Direct după ăsta mă duc. Nu, se pare că... Nu. După cine se... Yes! Bine, tăticule, ai venit fix la mine și sunt mort. Abaran, ce părere aveți? Adică... e ceva diferit, ok? Poate m-am plictisit să mă joc Fortnite, poate m-am plictisit să mă joc Roblox și pur și simplu vreau să intru online cu niște băieți și efectiv să ne fucking zdrobim. Ok? Bot în bot să-i sparg buzele. Și apoi să iau și kill-ul ăsta ușor. N-ai mă cum. Mamă, cum am roata de pe față. Cum mai merge mașina asta, nu știu. Vai de viața mea cum a intrat ăla. M-a omorât cu totul. Băi, deci ăștia cred că se duc dintr-un capăt, prin viteză, și au și alte mașini. Eu am doar o mașină deblocată. Poate asta mă cam... Ai frate, pe bune. Deja ăla are un topor pe mașină. Ok, mă duc după Trev ăsta. Fiind Trev! Stan, de ce l-am omorât eu? Trev, nu! Ah, damn it. Nu mai înțeleg nimic, credeți-mă. Dar ce faci, mă? Are zero viață și nu poți să-l omor? Ah, nu, a murit deja. A fost destul de scârboasă treaba. Hai să prind și o viteză și intru în careva, uite în ăsta aici. L-am prins frumos la roată. Slam. Nu mai văd absolut nimic. Vedem motorul, asta ne interesează. Pe bune! Mi-a rupt frânele. Mi-a rupt suspensia. Mi-a rupt tot. Uitați-vă la mașina. Mi-a furat kill-ul ăla. God damn it. Mamă, chiar ne-a făcut praf. Nu, mai sunt pe locul 10. Păi nu mai pot să fac nimic. Mă spawnez și mor. Front wheel. Ok, avem o țintă acolo. Nu știu dacă te ia după puncte sau după kill-uri. L-am luat bine pe ăla. Cred că după experiență totală, dar kill-urile ajută cel mai tare. L-am atins puțin și am luat kill-ul. Habar n-am de ce am făcut asta. Mașina asta s-a transformat într-o conservă. Am o țintă în vizor. Pe mister. Frumos. Poftim. A scăpat cu 1 HP. Și mi-a furat altul kill-ul. Băi, lasă-mă. Dar am luat destul de multă experiență. Nici nu știu. Când mă lovesc față în față cu ei, nu cred că e prea bine. Cred că ar trebui să încerc să-i lovesc dintr-o parte sau ceva de genul. Ia uite-l pe ăsta, nuts.exe. Oh, shit. Vânează-l! E al meu! No! You piece of shit! Mamă, dacă te răstorni aici... mă uște și pe mine, Hareva. Billy, ajută-mă! Fă ceva! Bă, bune? Sunt o țintă sigură aici. Jocul ăsta e prea nebun. Oh! Gata, mă, să te trăiești. Prea de tot ne-a stricat acolo și acum o să mă urmărească ăștia. Și-mi fură și la kill-ul. Voia să fie al meu! Dar s-a dus timpul. Finished. E greu să fii printre primele locuri. 6 kill-uri pe locul 11. 11 e numărul meu norocos. M-am distrat, sincer să fiu, adică mi-a plăcut. Câte kill-uri avem ăsta? 20? Ok. Nu știu ce înseamnă T și W. Dă niște bănuți. Ok, hai să ieșim de aici. Hai să vedem la o cursă cum se descurcă mașina noastră de fault.
Aici cursele, cursele în acest joc sunt foarte ciudate, pentru că uitați-vă și voi ce fel de mașini au ăștia. De exemplu, ăla are o mașină peste alta. Două mașini. E distrugere totală. Oricine poate intra în tine și poate să-ți distrugă toată cursa, gen să strice tot progresul. Deci, observați și voi ce se întâmplă. Singura chestie care nu-mi place e că nu văd harta. Gen, pe unde ne-ar trebui să mă duc? Mă duc și eu după ăștia? Cred că e în formă de 8 harta asta. Te duci și apoi te întorci. Oh my god, bă, într-un fel mă ajută aia că mă împing de la spate, dar ești chiar așa. Sunt pe locul 8, bă, e bine, cu mașina mea default, pentru că mașinile astea le poți upgrada și merg mult mai repede. Ok, trebuie să ne ferim de prostiile astea roșii care nu-mi vin acum în minte numele. Sau la care nu-mi vine acum în minte numele, locul 6. Bă, ne-am ferit de damage. Nu, mă împinge chiar așa. Bă, ce treci? Oh my god, și uite aici se duce și cursa noastră. Ne ținem bine, 6 din 17. De că mulți s-au și dat bătuți. Nu mai știu câte lapuri sunt, mi se pare că 4 din 10, destul de multe. Încercăm. Ia uite-mă cum mă văd. Aha, deci într-un fel de formă de 8 sau ceva. Oh, locul 4. Ne ducem bine. Trebuie doar să ai grijă să nu intre prostiile astea în tine, care macină mașini. Și desigur să nu ne răsturnăm. Fuck, ce naiba face ăla? Locul 5. O parte, locul 3. Uite, bă, nebunule. Suntem pe locul 3, băieți, nu realizați cât de bine asta, ăla mai are 1 HP. Dar suntem totuși 6 din 10. Mamă, dacă intru în ăla, îi fac mașina praf. Oh, nu. Să nu ne macine mașina. Mașinuțe, eu ăștia din fața mea. Oh, asta a fost destul de urâtă. Nu știu dacă sunt cu mult în urma mea ăștia din față sau nu. Hey. Să-mi bag piciorul. Bă, ăla e jucător, mă? Sau care-i faza? O fi jucător nemernicul și încearcă să ne prindă. Ok, că putem să... L-a răsturnat! L-a răsturnat pe nebun. Ăla e cu... A, ți arată acolo în stânga sus, deci e cu vreo 5 secunde în fața mea ăla. Nu cred că am cum să-l ajung. Asta o fi? Da, asta e. Pe locul 2? Mamă, câtă viață are nemernicul. Sper că filmez. Accelerăm, uite-l și pe ăsta cu două mașini, avea să mai mișcă. Are mașină ca a noastră ăla. Dar mi se pare că o poți upgrada, gen să meargă mai repede și prostii de astea. Ok, l-am omorât pe ăla. Se pare că asta nu e doar o cursă, luăm și XP când îi omorâm. 9 din 10. Intră și la mine? Nu. Da, n-avem cum să-l luăm. Ăla e cu... Deci ăsta e câteva secunde. Ăla e cu 10 de pe primul loc. S-a-mi pierd... Cred că glumești! Nu! Du-te-i, Rafael! Ai, ăla de pe locul 4 în spatele nostru. Trebuie să ne grăbim. Nu te las să mă prinzi. Și nu-l las nici pe ăla să mă întreacă. Ala e, mă. Bă, bine. Locul 3? Și habar n-aveam cine aibă făceam acolo? E perfect, chiar. Fiți atenți la băiatul vostru, Rafael. Deci ăsta a avut 4.04 și eu 4.14. Deci efectiv 10 secunde. Maxim 11, dacă calculezi. A, e undeva la 10. Și ăștia au ieșit, au murit de tot. Nu știu dacă murei, dacă te scotea de tot din curs. Asta nu știu dacă te respawnai. Ha. Asta chiar nu știu. Spectate. O fi jucător, mă, asta? Habar n-am. Ok. Presupun că o să încheiem noi aici. Cum ne vezi? Bossulică. Hide player settings. Hide UI. Follow car. Ok.
O să dăm noi quit multiplayer, nici nu știu dacă ne-a dat punctele alea la final. De obicei după fiecare curs îți dă niște bănuți sau ceva de genul. Am vrut așa să vă arăt joculețul, să vedem și noi despre ce este vorba. Nu cred că o să mai facem și alte episoade. Mă îndoiesc că ăsta nu e genul ăla de joc de serie, doar așa de distracție de un episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!